Sunt emoționat pentru că Dumnezeu mi-a făcut o bucurie, un hatâr. Mi-a fost dor de Măroaia, de frații, prietenii de aici. Și când a sunat fratele și mi-a propus să fiu în seara aceasta la părtășie cu dumneavoastră, eu m-am bucurat. Mult de tot. Și spunea fratele de o poezie. Și am vrut să completez ceva. Poezia să fie frumoasă. Și poezia să fie frumoasă trebuie să aibă ungere de sus. Mi-amintesc de o seară ca aceasta, era a doua zi de Paște, nu cu mulți ani în urmă. A fost o evangelizare la Bădeuț, lângă Rădăuț, și a fost invitat fratele Candreanu Viorel și m-a rugat să-l însoțesc și am călătorit împreună. Parcarea era în curte și curtea era plină de mașini și am fost nevoit să parcăm undeva în șosea, biserica fiind la șosea. Și după ce ne-am dat jos și am gata să intrăm în curte, o fetiță a spus cu glas tare, profesoara mea de română, și a fugit în curte. Și când am privit așa de-a lungul șoselei, am văzut două doamne, veneau, coborau la vale. Și le-am așteptat. Le-am salutat, Hristos a înviat. Cineva din dumneavoastră este profesoară de română. Dar de unde știți? V-a dat de gol o elevă de-a dumneavoastră. Și intenționat am rămas aici să vă fac o invitație. Să veniți aici, este seară de evangelizare. Și îi invita dumnealui să predice și eu sunt invitat să recit poezii. Și când am auzit că sunteți profesoară de română, vreau să vă spun cu toată inima că așa ceva n-ați auzit niciodată. Și vă fac o invitație să veniți aici. Să ascultați ceva de la Dumnezeu, o poezie care n-ați auzit-o niciodată. Și s-au uitat una la alta, a zâmbit și au vorbit între ele și a spus, n-avem timp, avem ceva probleme. Și am insistat și a căzut de acord. Și a spus, ne oprim, dar numai 10 minute. M-am gândit eu, 10 minute, ce să facă 10 minute? Noi ne rugăm o rugăciune 10 minute. Și am acceptat, haideți, 10 minute, e bun. Dumnezeu cu un minut le rezolvă, nu 10 minute. Așa m-am gândit eu. Și am fugit la păstor și l-am rugat aproape plângând. Și a spus, fratele meu, te rog din tot sufletul, fă în seara aceasta rugăciunea de începere să o faceți la sfârșit, să fie de mulțumire. Și puneți individual pe cineva să se roage și vă rog, puneți-mă la o poezie. Este cineva, i-am explicat eu scurt și am înțeles. Și așa a făcut. S-a rugat cineva individual și a spus, fratele, să recite o poezie. M-am coborât înaintea Domnului și am spus, Doamne, eu când i-am spus la profesoara de română, nu am cu intenția că am capul pătrat și știu multe și talentat și iscusit, nu, am coborât înaintea Domnului, așa cum se spunea, să ne micșorăm și el să crească. Și am primit o poezie. Atunci, se chema Copilăria orbului. Am spus titlul și am spus, nu știu cum ai ascultat poezia să ai acasă o fetiță de 4 ani și să fie oarbă. Profesoara de română avea o fetiță de 4 ani și dintr-o dată parcă a electrocutat-o și se gândea, de unde știe omul ăsta că eu am o fetiță și are 4 ani. Dar fetița mea nu-i oarbă, fetița mea e sănătoasă. Și am recitat poezia. Domnul a cercetat biserica, ea a plâns și a trecut de 10 minute, și a trecut de jumătate de oră, și a trecut 2 ore și n-a ieșit afară. Cum spunea ele, că se grăbesc. Și la urmă m-am dus la ele și le-am spus, n-ați mai plecat. Cum să plecăm?
Vreau să vă spun că eu n-am întâlnit asemenea stări niciodată, niciunde, ce am simțit aici. Și am rămas să vă mulțumesc că ați insistat și mi-am schimbat părerea. Eu am crezut și am spus elevilor, pocăiți, sunt retrograz, sunt doi la leu, păi de ei. Dar nu e așa. Nu e așa. Pocăința e superioară. Slăvit să fie Domnul. În seara aceasta am primit o poezie pentru toți care candidează. Unii vedeți afișat, ăla vrea asta, la 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 la. Și despre cel în poezie, nu i s-a făcut campanie. Și a ajuns, unii nici nu s-a așteptat. Al doilea după împărat era el. Și Dumnezeu l-a trecut printr-o școală care, dacă aș întreba pe toți candidații care vor, ai vrea școala aceasta, să treci bine trecut omul acesta. Care școală, frate? Școala suferinței. Ați auzit bine? Școala suferinței este cea mai înaltă școală. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să recit poezia aceasta, se cheamă Iosif în Egipt. Și hai să-i schimbăm numele, titlul poeziei, să o facem nouă. Iosif din Dămăroaia. Și să punem alături poza lui Iosif din Egipt și cu poza lui Iosif din Suceava, din Dămăroaia, dacă seamănă. Și dacă nu seamănă, împreună cu mine, ne smerim înaintea Domnului și îi cerem la sfârșit și acasă și mâine și toată săptămâna, Doamne, aș vrea și eu să semăn cu Iosif. Știți cu cine semăna Iosif? Cu Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul! 12 fii odată au trăit, dar nu la fel. Pe câmpia îndepărtată sta bătrânul Israel. Iacov își iubea feciorii, mai ales pe Iosif, care cerceta pe câmp păstorii ducându-le de mâncare. Tânărul se deosebise de cei 11 frați. Tatăl pe el îl iubise mai mult ca pe ceilalți. Era tânăr, dar credința l-a pătruns și l-a schimbat. El îi întrecea prin știința viselor ce le-a visat. Ce-i vom face? Se gândire să scăpăm de visătorul. Frații lui se sfătuiră ca să-i stingă viitorul. Iosif s-a dus pe câmpie, lor să le aducă pâine. Ei l-așteptau să vină, poate astăzi, poate mâine, și când l-au zărit în vale, repede s-au sfătuit. Moartea să-i o pună în cale ca să moară negreșit. Fraților, cu a noastră mână e păcat să vărsăm sânge, aruncați-l în fântână și apoi singur se va stinge. Ruben avea gând să-l scape, de aceea a insistat. Dar când Iosif fu aproape, frații lui nu l-au iertat. În fântâna fără apă, Iosif se zbătea în taină, aruncat de viu în groapă, dezbrăcându-l de-a lui haină. Iată-ți visele cum zboară, ai dorit să stăpânești, vino dacă poți afară peste noi ca să domnești. Dar neprihănirea îl scapă pe acel neprihănit, și din apă, și din flăcări, și din cuie răstignit. Ascultați-mă pe mine, zise Iuda. Ia priviți, hai să-l vindem mai bine la acești ismaeliți care din Egipt coboară, ducând robii lor în piață. Frații îl scoaseră afară și îl vândură pe viață. Iosif e dus în robie, jos în țara de pe Nil. Tatăl său nimic nu știe de a lui iubit copil. Frații lui se sfătuiră ca să ajungă un țap. O minciună ticluiră care le trecu pe în cap. Haina repede-i luară și în sânge i-au muiat. Să se creadă că o fiară pe Iosif l-a sfâșiat. Tată, ia privește, tată, nu-i haina lui Iosif oare? Am găsit-o sfâșiată și călcată în picioare. Iosif e ucis de o fiară. Fiul meu a fost răpus. De ce te-am trimis afară? Iosife,
de ce te-ai dus? În cenușa umilirii multe zile au apăsat tragedia despărțirii dintre tată și băiat. Însă soarele răsare, cât ar fi noaptea să fie, a lui Iacov întristare va zbura, dar el nu știe, căci o mână nevăzută în Egipt îl sprijinește, pe cel credincios îl ajută, pe Iosif căci el trăiește. Iată-l într-o casă mare, devenind ca primă slugă, aici altă încercare de care trebuie să fugă, căci stăpâna în ispită vrea să-l vâre în păcat. Haina iar a fost oprită și aici l-au dezbrăcat. Doamne, câtă încercare, câte lovituri de bice, pentru ce s-atâtea oare, cine știe să explice? Nu știa că prin răbdare el se urcă, nu coboară. Domnul pentru a lui lucrare îl frământă, îl măsoară. Dumnezeu prin el vorbește și la robi și la împărat. Căci Iosif le tâlcuiește visele ce le-a visat. Iată sala cea secretă. Iată robul cel închis. Împăratul îi repetă tot ce a văzut în vis, arătându-i cele 7 taine care au ieșit din râu, cele 7 vaci cu lapte și 7 spice de grâu. Și cum ca dintr-o minune, din grăsime, din rodire, s-au schimbat în uscăciune, fără nicio tâlcuire. Iosif a înțeles minunea repetată în mister, căci avea înțelepciunea de la Dumnezeu din cer. Este o singură lucrare, împărate, visul tău. Iata lui deslegare vine de la Dumnezeu. Vor fi 7 ani în țară, de belșug, de bogăție, apoi vor fi 7 iară ani de mare sărăcie. Asta înseamnă bogăția spicelor ce erau pline, cele goale, sărăcia, sărăcia care vine. Acum iată, hotărăște și alege un bărbat, unul ce se potrivește, înțelept și devotat. Lui să-i dai însărcinare în cei 7 ani cu rod, ca să strângă în grânare grâu pentru întreg norod. Iosife, văd că în tine Duhul lui Dumnezeu. Stai aici lângă mine să fie ajutorul meu. Dar la asta nu se așteaptă. Iosif să stea lângă tron și să fie mâna dreaptă la împăratul faraon. Iar în carele de gală l-au suit, i-au dat onoare. Iosif, fără îndoială, începu a lui lucrare. Și-a strâns multă bogăție în cei 7 ani bogați, în măriața împărăție, prin umilii lui argați. Însă vântul suflă tare, iată anii cei săraci, seceta e tot mai mare, se duce grâul din saci. Vestea despre a lui hambare și de grâul adunat s-a dus și peste hotare și străinii au aflat. Iacov e în disperare cu cei 11 fii. Nu mai au nici ei mâncare, nici acasă, nici pe câmpii. Atunci cu sufletul rece și cu saci în spinare, au plecat dintre ei 10 grâu să aducă fiecare. Înspre țara depărtată, spre Egipt, toți au pornit. Iosif, iată, se arată, de departe a zărit. El era guvernatorul, dar ei nu îl mai cunoscură. La el venea tot poporul, grâu să ia după măsură. Cu privirile smerite, a plecat în țărână, cele 10 caravane înaintea lui se închină. Robii tăi doresc bucate, că de nu cu toți sperim. Auzind de-a ta cetate, noi din Canaan venim. Ia uitați-vă la mine, Iosif supărat se face, aruncând spre ei rușine, vorbe care să-i atace. Ați venit să vedeți țara, nu-i așa? Să o iscodiți. Iar apoi când vine seara, să vă întoarceți, să fugiți. Ați venit în cercetare, dar v-am prins, nu o să scăpați. A Egiptului hotare, ați venit să spionați. Suntem oameni cum se cade, suntem 12 frați.
robii tăi nu sunt iscoade, noi suntem înfometați. Mai avem un frate care e acasă lângă cort. Celălalt, puțin mai mare, nu mai e. Iosif e mort. Oare nu v-am spus eu bine că sunteți iscoditori? Vreți să mă mințiți pe mine și pe ai mei slujitori? Pe-a lui Faraon viață, nu vă cred pentru nimic. Până nu va fi de față fratele vostru mai mic. Vreau dovada voastră vie, vorbele n-au apărare, vreau să-mi dovediți mie adevărul fiecare. Iosif le-a înțeles durerea, câte nu-i trecea prin gând, nu-și mai regăsea puterea, s-a ascuns de ei plângând. Tatăl meu încă trăiește, de atât timp eu sunt străin, ca un râu îl năvălește dorul lui de Beniamin. Și chemându-i pe cei 10, Iosif care i-a iubit, și repet, Iosif care i-a iubit, le-a dat griul ca să plece, dar pe unul l-a oprit. Unul a rămas arvună, Simeon, băiatul fin, până când ei împreună au venit cu Beniamin. Numai soarele și luna mai lipsiră dintre ele, căci Iosif și-a strâns cununa cea de 11 stele. Și ducându-i sus în casă, dându-le și de mâncare, le-a dat greu să plece acasă, spre uimirea lor cea mare. Dar pe când a vrut să plece, încă nu recunoscură. Frații lui cei 11 au ajuns la încurcătura, fiindcă Beniamin sărmanul este aspru acuzat, acuzându-l egipteanul căci paharul a furat. Iosif își trimise sluga după ei să urmărească, slujitorul dădu fuga și strigă să se oprească. Oare acesta vă e darul? Pentru bine să faci rău? Pentru ce ați furat paharul, vasul stăpânului meu? Nu se poate, e o greșeală. Ba se poate, l-ați furat. Slujitorul îi înșeală, căci Iosif l-a însărcinat să-i oprească frățiorul, sluga printr-un șiretlic, ca să-și potolească dorul lângă fratele mai mic. Ei susțin că-s fără vină și că n-au acest păcat. Având fruntea tot senină, s-au oprit și s-au mirat. Și căutând în saci la 10, n-a găsit la ei nimic. Atunci egipteanul trece și la sacul celui mic. Fața lor era ca jarul, căci slujitorul Sirac scoase dintre grâu paharul de la Beniamin din sac. Toți cu fețele plecate, disperați și plini de frică, despre cele întâmplate nu știau ce să mai zică. Iată-i duși la judecată cu paharul pentru vin. Slujitorul îl arată lui Iosif pe Beniamin, încercându-le credința, cântărindu-i bob cu bob. Iosif pronunță sentința. El îmi va rămâne rob. Atunci Iuda, vânzătorul al lui Iosif, vechi destin, se face mijlocitorul fratelui său Beniamin. Domnul meu, îngăduiește să rămân eu vinovat, fiindcă tata îl iubește foarte mult pe acest băiat. El îi încălzește sânul și al tatălui suport, mângâindu-l pe bătrânul pentru Iosif care-i mort. Apoi bietul nostru tată, văzând că el va lipsi, va cădea distrus pe vatră, de durere va muri. Auzind a lui cuvinte, Iosif n-a mai rezistat. Dorul după a lui părinte, inima i-a sfâșiat. Și atunci izbucni deodată, plin de lacrimi către ei. Mai trăiește al meu tată? Eu sunt Iosif, frații mei! Eu sunt cel ce-am fost în groapă! Eu sunt cel ce-am fost vândut! Fără pâine, fără apă și prin câte am trecut! Copleșit de amintire lângă el pe toți îi cheamă să-i simțească a lui iubire și să nu le fie teamă! Fiindcă planul de salvare
Dumnezeu l-a întocmit să le dea de mâncare lor prin Iosif cel iubit. Iar paharul bucuriei s-a umplut dând peste el când i-au povestit copiii la bătrânul Israel că mlădița lui iubită n-a murit, Iosif e viu, numai haina cea pestriță i-a fost pusă în sicriu. Fiul meu încă trăiește? Vreau să-l văd până nu mor. Ca un râu năvălește a lui Iosif tainic dor. Parcă nu-i venea să creadă la bătrânul întristat. Atunci au plecat să-l vadă pe iubitul lui băiat. Cu familia întreagă Iacov în Egipt coboară. Domnul rănile îi leagă înainte ca să moară. Lacrime de bucurie! În Egipt e sărbătoare! Căci micuța împărăției aici se va face mare! Fiindcă cel ce cârmuiește peste neamuri și popoare e acel ce ne iubește, Dumnezeul nostru mare! Întâlnire minunată! Bucurie de nespus vom avea și noi odată, nu cu Iosif, cu Iisus. Amin. Domnul să ne dea la toți, amin.